Deși învățământul agricol nu prea mai are trecere în rândul adolescenților, administrația locală din Sein și conducerea liceului Alexiu Berinde din localitate face eforturi pentru ca instituția de învățământ să se dezvolte, să ofere condiții bune de școlarizare și astfel să atragă un număr mai mare de elevi. Și după câțiva ani, rezultatele au început să se vadă. La unitatea de învățământ au venit copii din alte sate sau orașe. Un element de noutate este că din acest an am redeschis internatul la Liceul Tehnologic Agricol din Sein. Am deschis internatul cu 15 camere, avem 15 copii care în acest moment sunt la internat. Ne bucurăm tare mult că au ales Liceul Tehnologic Agricol din Sein. Avem 13 băieți și 2 fete și așteptăm în continuare pe cei care vor să facă acest liceu să vină la Sein, pentru că condițiile sunt deosebit de bune. De asemenea, așa cum poate v-am mai spus, de anul trecut avem și școală de șoferi, deci cei care termină liceul la Sein, la terminarea liceului vor fi și posesori a unui carnet de conducere pentru categoria B. Internatul a fost închis mulți ani. Mai trebuie spus că din acest an la Sein există și clase de profesional, iar la capitolul investiții poate fi amintită reabilitarea sălii de sport a liceului, lucru care nu s-a mai întâmplat de prin anii 80.